Salut! Am întârziat cu postarea asta din cauza unor probleme de sănătate. Știți cum se zice, după 40 de ani, dacă te trezești și nu te doare nimic, înseamnă că ești mort. Organismul îmi dă semnale că sunt viu aproape în fiecare zi. Haideți să începem. România a devenit nu doar o colonie americană, ci o colonie ocupată americană. Una dintre problemele cele mai importante pe care le veți avea de rezolvat când veți ajunge voi la putere, va fi aceea să-i scoateți pe americani din țară. O să vă fie a dracului de greu. A dracului de greu. România este condusă, după cum ați văzut, de americani prin intermediul unei dictaturi a securității. Ați văzut că în toate funcțiile importante din stat sunt ofițeri acoperiți ai SRI-ului. În ultima mea postare de pe blog v-am arătat acest lucru și v-am indicat câteva persoane. Evident, așa se zice. Asta este bârfa generală. Convingerea mea este că această bârfă este reală. Dar o trec și eu la capitolul bârfe ca să nu mă ia ăștia la... să mă aresteze iarăși și pentru asta. Deci suntem sub o dictatură a SRI-ului, un fel de dictatură militară. Numai că haina militară este îmbrăcată de ăștia, de la securitate. Toate astea au fost posibile urmarea unui plan bine pus la punct. Plan pus la punct, evident, de cei din afară, de către tovarășii de pe Potomac. Au întocmit tuturor dosare penale și acum e șantajată cu dosare penale. Și idiotii ăștia, în loc să dea un decret de amnistie și grațiere, să le ia acest instrument din mână, stau ca proștii și se lasă arestați în fiecare zi, rând pe rând. Unul câte unul. Nu știu în ce măsură vă interesează astăzi ceea ce vă spun eu. Dar fiți convinși că peste 10-15 ani va fi problema numărul 1 a țării în care voi trăiți. Vi le semnalez de pe astăzi. Știu că nu aveți ce face. Singura voastră formă de manifestare este să luați atitudine pe Facebook, pe bloguri, în mediile în care socializați voi. Sub această presiune publică s-ar putea ca lucrurile să se regleze cât de cât. S-ar putea, nu e sigur. Dar măcar aveți satisfacția că faceți ceva. Nu stați ca proștii degeaba. A doua parte a intervenției mele de astăzi se referă la două site-uri care sunt convins că vă pot ajuta tare mult. Unii dintre voi poate că le știu, alții poate că nu le știu. Pentru cei care nu le știu, le spun acum. E vorba de Kickstarter, un site în care îți pot pune, dacă ai o invenție cât de mică, îi faci un filmuleț, o pui pe acest site și vei găsi cu certitudine finanțatori. Vor fi mulți oameni din toată lumea asta care vor pune bani ca să-ți duci ideea până la capăt. Este cea mai simplă formă de finanțare pentru voi. Al doilea site se numește Freelancer. Acest site are peste 15 milioane de proiectele, proiecte mai mari, proiecte mai mici, la care puteți aplica, le puteți câștiga, pentru că sunteți creativi și inventivi, mulți dintre voi, evident, și puteți câștiga niște bani în momentul în care sunteți acceptați. În final vreau să spun că mă bucur că numărul cretinilor care îmi frecventează site-ul a rămas relativ constant. Numărul celor deștept care intră pe acest site a început să crească. Să aveți o zi bună și sper ca numărul celor care au ceva în cap să crească și care frecventează această pagină de Facebook să crească. Toate cele bune!